Amice, dacă vrei cele mai șmechere și cele mai ieftine jocuri, intră chiar acum pe Neba, ți-am lăsat un link în descriere. Și dacă vrei haine și aș da șmecheri, intră chiar acum pe Foodshop și folosește codul Bercea pentru 10% reducere. Iar pentru articole sportive îți recomand Argol și de asemenea dacă folosești codul Bercea ai 10% reducere. Te-am pupat. Amice, astăzi reacționăm la momente cu Serghei. Ce părere ai? Îți place de Serghei? Da? Hai să vedem de ce e în stare domnul Serghei. Bă, nu știu, mie îmi place maxim de el. Să-ți fac o poză la ceas. Mai încet, amice, că îmi urechile. Bă, ăsta e Nelson care vorbește. Da, 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 a fost aici la, la Nelson la casă. S-ară la comic, am avut! Bacă botul. Mamă, dar are din zic ca bă, dar tu știi că el n-a avut gen... El, deși e așa, are dinții foarte sănătoși. Nu știu dacă știi de asta, dar el nu prea a avut treabă cu dentistul. Adică s-a dus, dar n-a avut probleme să-și pună dinții. Bine că e și bătrânel, cât să are 73-72, ești nebun la cap și el nu și-a pus un dinte în viața lui. Deci ăștia sunt dinții lui. Cum ne-am potrivit amândoi? Ce te recomand? Dantura! Dantura! Trebuie... Picunesu, dacă n-ai șmeche, dar vezi că n-ai, nu e spontan. Picunesu cum? Ne suși p***a așa. Deci are cele mai bune ăștia. Bă, știi ce-mi... Da, știi care e treaba la el? Acum arată mai tânăr decât aici. Aici avea vreo în jur de 60, că sunt filmări vechi ăștia, știi? Mai tânăr, dar oricum. Nu mai dai niciun interviu. Arată ok pentru vârsta lui, chiar arată ok. Da. Toți trecem prin vaccin, prin virusul. Da, asta o știu. Și nu iartă pe nimeni. Vino, ai avut? Da. Deci asta cu Raul, deci Serghei cu Raul, pe bune sunt, cred că, cel mai bun duo. Bă, ai avut, da. Da-te morții, morții. Vine sfârșitul lui Mișești, nevoie să pleci pe o insulă pustie, însă numai însoțit de o vedetă. Pe cine alegi? Oana Lis, Oana Roma sau Adriana Bacmuțeanu? Și ai ales... Pe cu Oana Roma, dacă rămâneam pe insulă, nu mai rămâneam, că mă mânca. Maică! Bă, da, știi care e treaba la el? Că el mereu spune tot ce gândește. Ești nebun la cap. Dar știi care e treaba? Că, haideți ca să înțelegeți cine e Serghei Mizil. Serghei Mizil, gândiți-vă că taică-s-o, Paul Niculescu Mizil, cred că așa îl chema, da? A fost al doilea om în stat după Ceaușescu. Adică gândiți-vă că mi se pare că Ceaușescu era prim secretar general, că așa era atunci, că nu era președinte, știi? Da. Iar tata lui Serghei era adjunct. General, al doilea om în stat. Cum ar veni, al doilea... mâna lui dreaptă, mă, ceva de genul. Adică gândiți-vă că peste el comanda doar Ceaușescu, în rest nimeni. Și el a făcut cam ce a vrut el. Nu cam ce a vrut, exact ce a vrut el. Asta a făcut. Deci ca să înțelegeți de unde e și libertatea asta. Nu că te-a obligat pe părerea ta, boule. Nu, nene, părerea mea n-aș fi vrut, dar dacă așa a fost de așa natură, l-am făcut obligatoriu. A fost obligat. Bă, părerea ta nu ce-ai făcut-o, bă! Părerea mea că mi-a fost rău câteva zile. Părerea mea că dacă știam că mi-e așa de rău de la vaccin, nu-l făceam. Ăsta e Migdale, e fratele lui Fane Spuitor. Să vaccineze lumea sau nu, asta te întreabă lumea. Bă, nene, am fost prost că am lăsat și familia să se vaccineze. Nu trebuia să-i las. Nu e bine să te vaccinezi, că eu știu ce a băgat ăștia cu noi. Abar n-am. Da, dacă ai și școală, e și mai bine. Să-mi arăți, pula. Dom'le, până la final, ți-o arăt. Cât e bună asta. Dom'le, până la final, ți-o arăt. Voi puteți să mă futeți în gură, să-mi ziceți ce vreți voi, mie mi-e strope pula. Am mâncat, am băut, am futut. Cel mai important, amice. Pe bune. Trio, deci. Amice, de trifecta. Amice, n-ai ce zici? Ăsta și-a trăit viața. N-ai ce zici. Voi rămâneți cu vorbele. Era vreo 12 dimineața. Eu băuse, mai băuse niște beri, stăteam cu Ghiuri cu ăla pe bancă și prima mea nevastă cu niște rochi vaporoase să învârtea pe acolo. Eu o vedeam de altă stață. Și ne întrebă, cine morții mă simă aia? Da, tata, mă, buble, nevastă ta, te-ai căsătorit. În ziua aia? Ziua, wow. A doua ziua, eu uitasem că... Vă tăi seama, amice, să fii atât de beat încât să uiți că ți-ai făcut nunta și cine e nevastă ta. Eu mă mir că mai trăiești omul. Păi, nu știu dacă știți, dar el la 20 de ani a avut un început de ciroză. N-a băut până la 30 și după s-a apucat iar și s-a pus pe asta.
Eu nu știu cum trăiește exact că, băi, l-a băut toată viața, gândiți-vă, și a băut mult, frate. El în tinerețe bea mult. Bea. Cum să, cum e? Deci e clar, când ai la... alcoolul și consecințele voastre, pe că eram rupți. Eram pe bere. Și acum la final, mă întreabă colegii din regie. Întreabă cât am de lungă. Migdal? Sau dacă e mai mult în mine, la vârsta asta când fut intră mai mult în mine decât în aia. Stau eu, stau, îmi crește capul, îmi crește căpățâna la pula, înțelegi? Și zic, bă, mă, ce revelație, ce, ce chestie frumoasă, nu știu ce. Vreo 3-4 zile, frumos, nene, se făcuse că sticla asta. Zic, mamă, mamă, gata, ne punem pe treabă. După aia a început să mă mănânce. Bă, și m-am mâncat, nu mai puteam să stau, înțelegi? Îmi înfurise capul la pulă. Mike! Îl sun pe un prieten, Emil de la Colentina, cu bolile venerii și, bă, Emil, uite, așa, așa, așa. Ăla, ai cățea? Zic, dă-te în gura, mă, ce iei după fraier ăștia acum cu cățeaua. Lasă-o în pula mea de aici. Ești tu botul, bă, tu ai cățea, da. Ce-i făcuse, domne? Nevastă mea foarte inteligentă a zis că în dreapta săpun de om, în stânga săpun de câine. Te-ai spălat cu săpun de câine? Cu săpun de câine. Maică, amice! Tu te-ai spălat, amice, să te speli la cariș cu săpun... Ai de capul meu! Mamă, dar și nevastă să aia, când s-o ducă, mă, mintea în pula mea, să pui ăla de câine lângă ăla de om, amice. Nu știu. Ți-aș vrea atât de cum mă să le pui în același loc? Canesten stăteam. Mamă, îmi dădeam pe capul lui, mă usturam, dacă nu suflam... Ce, bă, mai aveam puțin, mă sugeam singur, mai sfârșit. Amice, a venit la Capatos la un show, bă, amice. Păcătos, ce? 2011, bă, amice, mi-aduc aminte de 2011, bă, de... Și uite, deci tu parcă a fost 2024, ieri. Amici. Și parcă a bă, fost ieri. 13 ani, amici. E, acum 13 ani, ăștia făceau un fel de emisiune cu premiere și l-au invitat și pe Serghei să-i dea un premiu, doar că Serghei a ajuns cam obosit. Ia să vedeți. Oana Zăvoranu. L-ai înșelat pe Pepe și cu alți bărbați în afară de Tudi? Nu. 71% pozitiv. Știu de la început despre ce e vorba. Când am semnat contractul foarte puțin. În fine, aici nu mai contează. Erau Gheimizil. La un stat de depresie, nu ai nevoie de anturaj. Serghei Mizil. Mă scol dimineața! Mă scol dimineața! Ai îmbrăcat? Da, zic, bă, mardă ăștia, asta a fost în capul meu. Strângeam din cu, strângeam ierea, zic, mamă, ce m-au umplut ăștia, zic, că nu știam eu. Știi ce aveam în cap? Cum eram așa, m-am urmă, că mor, dar ce o să... Caterinco o să fie acum? Stăteai cu morcovul ăla, n-ai pus tu mâna? Ba da, stai și în capul meu, zic, bă, mă scol și-l prind și-l mușc. I-au băgat cu morcovul. Și vine acum, era Serghei. Categoria adevărul este dincolo de noi, n-am mai apucat să spun denumirea. Cruduțo, cine a câștigat? Mister Serghei Mizil! Ia uite și pe Bianca Drăgușanu, frate. Bă, amici, ce? Aveam 12 ani aici. Tinerea era, amici. Ia uite la amici, a venit unghiul. Sparde beat, uite la el. Uite, e că nu știam unde se uite. Da. Foarte bun. Bravo, Serghei. Ia, Serghei. Bravo. Ia. Asta este diploma. Asta este premiu. Ăla este premiu. Hai, poți să-l țin? Am voie să vorbesc. Te rog, la microfon. Am voie să vorbesc. Am voie să vorbesc. Mamă, ce buchet ai, să nebunesc. Nu te da în spate, că ești de lumină. Aici să te vadă lumea cum ești. Cât ai băut? Ai băut mai mult decât sticla aia? Vă rog frumos. Tot timpul am fost un om sincer. Ce fața aici? Nu mă, cu fața la mamă! Mamă! N-am mere acolo, Serghei. A fost sincer? Mă doare în cur. Băi, bine, băi! Nu e voie să spui așa ceva. Pregătiți. La televizor. La emisiunea de cultură. Cama. Așa. Dar și v-a plăcat așa mult. Da. Bă, dar nu știu, dar, amice, dar părea mult mai bătrân înainte. De ce zici? Se poartă mai tinerește acum. Da, și aici avea 60 de ani. Așa e frumos. Serghei. Bă, pentru tineretul României am făcut ce-am vrut. Am băut ce-am băut. Am făcut ce-am vrut. Bă, mă, nu! M-au chemat, e treaba lor. Înțelegi? Când vă prind la corul gol, poți să vă zic în poezie, băi, blondo, ce faci? Să-mi eu... Băi, gata, vă mulțumim! Vă mulțumim, doamnă, nu ți-ai bă, la el, e, ce, bă, e într-un fel de apreciat că ăsta
că e beat, că nu e beat, tot ce gândește, aia spune, pe asta nu-l interesează. Da, bă, da, 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 ce gândește? Aia. Ia-l, ia-l, bă, frate. Săraca blondă, s-a făcut mică. Crăciun fericit. Serghei, te-am pupat. Să moară, mama. Să moară. Să moară. Să moară. No! No, și-a arătat curul! Nu cred! Pe asta jur că nu știam! Bine că n-am filmat ăștia! Dar cum să-i seama la vârsta aia că avea niște coi lăsate, amice? Ce vrei, amice? Te mai pui! Omul e bine rău de tot! Maica mea, și-a arătat curul la televizor! Nu mai pui! Dacă promiți că nu vorbești prostii, îți dau microfon. Ba, nu pot. Poți fac așa? Mod bun, dar de-a. Nu mai dau. Hai să o bucă. Asta e sufletul. Pa, pa, Serghei, hai să te conduc. Pa, hai. N-ai mă ce, și aici avem o filmare. Era un show păcătos. Serghei Mizil și Nelson Mondialul, credeți că mai e nevoie să vă spun ce urmează? După ce s-au cunoscut aici la Acces Direct, proaspății împrieteniți au luat cu asalt parcul de distracție. Cum dracu s-au nimerit ăștia doi, mă, mâncați? Numai tablouri șmechere în casă. El la bază fiind pictor și are o mulțime de tablouri și nu neapărat că pictate de el, dar unele sunt foarte scumpe că pictate de pictori celebri. Amice, sunt tablouri scumpe. What the fuck the gentleman? Da, așa, s-a dat. În seara. S-a dus la magazin să ia sacou. De unde ți iei ce? Un sacou, nu de. Fii atent aici. O haină, un sacou aș vrea, mărimea mea, așa, vezi? Mărimea noastră, sigur că da. Mărimea că sunt foarte bine făcut. Aici aveți și cabina de somon? Noi ne problemă în centru, că suntem... O, sacou cum ai eu, aia da. Da, ce tricou. Ce tricou? Frumos! Ha? Prost? Frumos! Cine ți-a zis? Bă, dar e bea și acum? Văd eu ce trebuie să-mi zică cineva! Ți-e mic. Păi, stai, încercăm o și altă băială. Zici, dom'le, culoare! Nu te faci bine niciodată. De ce? Ce bărbat, ce deser, vino mami, spune-mi că nu-ți place. Cred că mai era mișto când dăi ce e ce mai mișto. Mai e la Caterinca. Domnișoara, mai mici aveți? Ha? Până să vă găsim... Mai mari nu aveți puțin la ce? La care vă trebuie. Mai la mici vă jucați. Și mai mică. Ce era cum ăștia fac? Ăștia fac Caterinca de mine. Nebunești. Îi dădeau din ce e ce mai mici. E oribil așa. Dar era din ăla, cum zice, prank. Costă-te și îngropi. Da, păi ce crea un prank. Ce mă toate zmici? Nu mai au nimic. La rup, ce, cred că. Dar chiar mă luați la mișto toate mele, dați mai mici, 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 mici. Dar nu-i vina noastră acum să rupe sacoul. Nu l-am mai văzut niciodată făcând așa. Și când bea la petreceri și aia, da, smulge că... hainele. Nu-mi am probleme cu capul, asta e. Potolește-te. Păi de-a mea dat și sacoul mici, nu trebuia să mă enervez și eu ce. Chiar stau așa, domnișoară, mă luați mai la Caterinca. M-am speriat când și-a ieșit din minți, n-am știut nici cum să reacționez. Sper ca sacoul acela să nu fie oprit din salariu. Gata, dumne, o să plătesc haina, ce te uiți atâta, ce te harfe acum? Păi da, mă, dar ei și-au căutat cu el, păi de ce dracu' îi dai haine din ce în ce mai mici, ca-l și chinui? Mă, mă așteptați? Cred că v-am făcut o plăcere deosebit de slagii. Mai vin la toamnă. Mai m-am calmat, acum o să mă întorc să le plătesc costumul, să mă împac cu ei. Cam asta este Serghei Mizil, amicii mei. Dacă vreți să mai facem reacții de genul, să mi-a spuneți ce personaje. Dar cred că următorul știi pe care îl facem, amice. Ia, ghicește. Pe Gigi l-am făcut, pe Serghei îl facem pe Vadim. Pe Vadim, tată. Hai, m-am pupat.